Măgaru, călărit de un oncheaș, îl duce fiul de dârloc. Și nici nu au intrat încă în oraș, că trei muieri, cam slovore, mă rog, îi dau cu tiflă. Cum? Nu ți-e rușine să-ți lași copilul desculțat pe jos și să te care el pe tine? Și mai și râzi, bătrâne puturos. Bătrânul n-are ce să spui și ocărât cum fuse în zadar, oprește în loc, descalică și suie numai decât băiatul pe măgar și ia dârlogul ca să-l țină el. Gândindu-se la cele întâmplate, uncheașul, cam slăbut și mititel, o ia scâlciu prin târg cu greutate. Dar doi moșneci înjură pe băiat. Așa de nesimțitule frumos să stai acolo cocoțat să lași pe taică tu pe jos. Băiatul sare iute de peșa. Și tatăl și copilul se întrebară, ce facem de ne-o merge tot așa? Cu o găină în traistă la târg nu-i mare treabă. Dacă știa mai dracule să hie și ochii să le iasă, nu mai plecam cu noaptea în capilie. Mai bine ne-am întoarce băiatului acasă. Se chipzuiesc, mai stau, se mai frământă, se uită înainte și înapoi și, cu nădejdea târgului înfrântă, încalecă măgarul amândoi. Dar o nevastă și un gospodar îi întâlnesc pe drumul, dar o răscruce și îi plâng. Nenorocitul de măgar s-a încovoiat și nu mai poate duce. Mai rămânea să fac o încercare. Să ia de acum dânsii măgarul în spinare.